Degețica. A fost odată o femeie care avea tot ce-și dorea. Dar, doamnă, nu poți avea absolut tot ce-ți dorești. Am lumânări eterne și cercei durabili și oglinzi ce te fac frumoasă. Nu, nu, serios, am absolut tot ce mi-aș putea dori. Mai puțin. Ei bine, tot timpul mi-am dorit din suflet o fetiță. Știu eu soluția perfectă. Am sânge de zână, să știi. Unde am pus-o? Copil mare și frumos. Nu, nu, ia uite, am găsit. Fetiță mică și frumoasă. Urmează instrucțiunile din interior și vei avea exact ce-ți dorești. Le-am dat într-un ghiveci bobul magic de orez. Da. Udați bine? Da. Atât? Dacă misterioasa bătrână... Doamne, dar ești atât de frumoasă, dar atât de mică, ești minusculă. Cred că am spus că vreau o fetiță mică și frumoasă, dar ești numai cât degetul meu. Atunci am să-ți spun, Degețica, ești o copilă atât de frumoasă, Degețica. Degețica, nu m-am chinuit atâta să am o fetiță frumoasă ca să fac atâta gălăgie. Poftim, te poți juca în micuțul tău lac. Dar nu e lac, e o farfurie și nici măcar nu e una mare. Mă lași să mă joc afară? Te rog! Nu, nu vreau să-ți murdărești rochița asta, drăguță. Și acum, nu vrei să-mi cânti ceva? La, 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 la. Ce voce mirifică! Nu mă voi sătura niciodată de ea, nici peste mii de ani. Și frumoasă! Ar fi perfectă pentru fiul meu! Trezirea! Trezirea! Încă 5 minute! Acum, leneșule! Eu ți-am adus o nevastă! Iar încep? Nu vorbi așa cu mama ta. Hai să o vezi. E mică și frumoasă. Nu are niciun defect. Știam că e perfectă. Am să o pun la adăpost pe o frunză de nufăr cât timp tu faci curățenie. Noi suntem pești, ne poți spune? Pești! Știți cum am ajuns aici? Și noi ne întrebam. Asta da. Nu mai o răcăie, ești prea mare. Bună, sunt Degețica. Vai, ești mai frumoasă când ești treagă. Vei fi o soție perfectă. Cum?
Ai spus cumva soție? Da, trebuie căsătorit cu fiul meu. De-aia te-am adus aici. Fiule, spune ceva. Știi, nu sunt pregătită pentru căsătorie. Nu am putea fi doar prieteni? Hei, ce vrei să faci? Nu-ți face griji. Băiatul meu ți-l duce în apartamentul nupțial. Ei bine, pe diseară. Stați! Diseară? Păi da, la nuntă. Și să nu întârzi. Ați auzit? Să mă căsătoresc cu fiul ei și să trăiesc în mlaștină? Nu, nu și dacă... Nu, te ajutăm. Bine, peștișori! Mulțumesc! Ce-i asta? Wow! Exact ce-mi trebuie! Ajutor! Ajutor! Mulțumesc! Mulțumesc! Tot timpul faci așa când zbori? Ăsta a fost primul meu zbor și ultimul, cred. Am planul mărețe cu tine. Sper că nu mă vrei și tu de soție. Fii serioasă. Vreau să mă însor cu o doamnă cărăbuș. Cu oricare dintre doamnele cărăbuș. Dar au gusturi foarte alese, să știi. Nici nu se uită la unul care nu le dăruiește ceva neobișnuit și foarte frumos. Deci vrei să mă ajut, te rog? Păi, toată lumea spune că sunt frumoasă. Cu o singură condiție, să nu mă pui să zbor. Nu, numai până pe creanga de colo. Doamne, ai o talie atât de frumoasă și groasă, cum reușești? Bună, domnișoarelor, trebuie să vă spun că arătați toate absolut superb. Scuzați că v-am întrerupt, dar v-am adus un cadou. Un cadou? Serios? Ceva ce cred că vi se va părea foarte interesant și foarte frumos. Bună, eu sunt Degețica. Ce talie subțire are! Ia spune, de ce n-ai adus sferietoare asta? Du-o de aici, du-o de aici! Să fim serioși, unde i-a fost capul? Nu! Acum nu voi mai putea să le impresionez. Sunt chiar atât de urâtă? Nu sunt, nu-i așa? Am crezut că ești frumoasă, dar doamnele cărăbuși au gusturi foarte alese. Sunt destul de imprevizibile. Exact ce-mi trebuia. Nu-mi iese nici cum schema asta. Ești teapăr? Eu? Sigur. Sunt obișnuit cu aterizările forțate. Încă nu am pățit nimic. Apropo, eu sunt Rândunica. Eu sunt Degețica, încântată de cunoștință. Unde e cuibul tău, Degețico? Eu nu am cuib. Cărăbușul m-a lăsat aici pentru că doamnele cărăbuș au spus că sunt urâtă. Nu știu ce vorbesc, habar nu au. Așadar, crezi că sunt frumoasă? Da, ești foarte frumoasă, într-un fel fără pene. Ia spune, vrei să vezi cum zbor în cerc? Îmi iese mai bine într-un spațiu deschis. Deci, Degețico, haide să-ți facem și ție un cuib. Bine, mersi. Dar pe pământ. Și astfel, Degețica și-a petrecut o vară fericită în pădure. Ha 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 ha
face frig. Da, a venit toamna. De acum trebuie să zbor spre țările calde. Vrei să vii cu mine? Pot zbura cu tine în spate, să știi. Ai spus zbura? Să nu-mi spui că ți-e frică. Păi, ba da. Haide, sunt cel mai bun zburător. Vrei să vezi cum zbor în cer? Nu, adică du-te fără mine. Ne revedem la primăvară, bine? Ești sigură? Da, îmi place aici în pădure. Mă voi descurca și singură. Dar degețica nu știa cum e iarna și nici cât de greu poate fi. Nu, n-aș fi crezut că e atât de rău. Unde-mi sunt toți prietenii? Sigur nu poate fi mai rău de atât. Cum? Nu, vin cu miile. Știu ce m-aș fi făcut dacă nu te-aș fi întâlnit. Sărmana de tine, n-ai ce sta pe pământ în timpul iernii. Am crescut 43 de șoricei și nu i-am lăsat iarna niciodată afară. 43 de șoricei? Au plecat cu toții și, draga mea, chiar eu le-am aranjat căsătoriile și dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face la fel. Doar că nu m-aș îndura să-i trimit atât de departe. Mănâncă supa până e caldă, așa te vreau. E bună și casa ta e foarte frumoasă. Mulțumesc, dragă, îmi place să o țin curată, dar nu mai sunt chiar atât de tânără. Pot face eu curat, în semn de mulțumire că m-ai salvat de frigul cumplit. Ar fi minunat, dragă, dacă îmi faci curat și îmi cânti din când în când, poți sta la mine toată iarna. Da! Chiar mi-ar plăcea. La 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 la. Trebuie să te prieteni și să-ți pui o panglică nouă. Vom avea un oaspete, domnul Cârtiță, din cealaltă parte a câmpiei. Domnul Cârtiță? E foarte rafinat, să știi, și mai e și înstărit și are o blană neagră, frumoasă și... e singur. Doamne! Și-a construit un tunel încăpător până la mine acasă, dar nu vede foarte bine săracul, deci va trebui să stai aproape de el. Vrem să vadă cât ești de frumoasă, nu-i așa? Și spui că e frumoasă? Cea mai frumoasă din câte ai văzut? Da, da, e foarte frumoasă. Mă bucur să te cunosc, Degețica. Și eu, domnule Cârtița. Nu e frumos? Haideți să ne așezăm. Tu stai acolo, dragă. Ai grijă că te miroase cu atenție. Ce-ar fi să-l încânți pe domnul Cârtiță cu un cântec, Degețica? Numai să nu fie un cântec despre ceva de pe pământ. Nu vreau să aud nimic despre soare, ploaie și frunze căzătoare. Desigur, domnule Cârtiță. Degețica, cântă-ne o melodie frumoasă. La 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 la
Încântător! Nu vrei să vii cu mine în tunel? Trebuie să-ți spun că atunci când mi-am făcut tunelul, am dat peste o pasăre. Dar nu te teme, nu mai e vie. Nu e vie! Nu face nimic, domnule Cârpiță. Nu puteai devia cursul minunatului tău tunel pe care l-ai săpat din cauza unei biete păsări răposate. Exact. Să ciripești toată ziua și apoi să te răpună frigul și foamea din timpul iernii. Lumea de sus e un loc groaznic. Câtă dreptate ai, domnule Cârpiță? Câtă dreptate ai? Să mergem mai departe. Și astfel, toată iarna Degețica a avut grijă de rândunică și de casa șoarecelui de câmp, căruia îi era recunoscătoare pentru faptul că a salvat-o. În sfârșit a venit primăvara și a trezit la viață frunzele, florile și animalele adormite. Ce vrei să faci? Nu ți-ai revenit încă? Sunt în formă! Și a venit primăvara! Nu simți căldura solului? Poate, dar nu cred că ți-ai revenit complet. De ce nu vrei să vii cu mine? În pădure, ca pe vremi. Degețica! Iar ești în tunelul ăla? Nu pot pleca de lângă șoarece. A avut grijă de mine și mi-a salvat viața. Dar tu trebuie să pleci. Ești sigură? Degețica, unde ești? Sunt sigură. Am vești bune, Degețica. Domnul Cârpiță s-a hotărât să te ia de nevastă? Da, m-am hotărât. Ne căsătorim la sfârșitul verii. Sigur că vei sta aproape de noi și poți veni zilnic în vizită. Sunteți un cuplu atât de frumos. Vai, dar sunt atâtea de făcut pentru nuntă și timpul e scurt. Trebuie să fac o listă. Și odată cu el nunta Cârpiței cu Degețica. Acum privesc pentru ultima dată în lumea de afară. La 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 la. Cunosc melodia asta. Arăți grozav. Rândunică, dacă ai ști cât mă bucur că te văd pentru ultima dată. M-am mărit cu Cârpița și voi locui sub pământ pentru totdeauna. Cum? Nu e ceea ce-ți dorești. Vino cu mine în țările calde. Nu știu. Nu-ți face griji. Am lăsat descavatorii. Vei fi în siguranță. Degețica, unde ești? A venit domnul Cârpiță pentru nuntă? Îmi pare rău. Mulțumesc pentru tot. Nu-ți
nu-ți face griji, ești în siguranță. Deschide ochii. Wow, e frumos! Casă dulce, casă bună, rândunică! Pe cine ai adus cu tine? Oh. Uite, ea e degețica. Bună! Eu sunt regele florilor, ești foarte... Te rog, nu spune frumoasă! De câte ori cineva spune asta, vrea să mă ia de soție. De fapt, vroiam să-ți spun că ești binevenită în regatul meu. Oh, scuze! Degețica a avut multe aventuri. Sunt sigur că regele ar vrea să le asculte, nu-i așa? Ai vrea? Oh, da! Atunci, ce-ar fi să vă plimbați și să vă cunoașteți? Oh, nu l-am văzut niciodată pe rege atât de bine dispus. Păi, e o fată specială. Rămâne de văzut. Nu cred că vom aștepta prea mult. Ai dreptate. Eu cred că sunt talentat la asta. Da? Degețica, de când ai venit în regatul meu, sunt foarte fericit. Da, și eu. Vrei să fii soția mea? Ah, știi, ești primul care mi-a cerut mâna cu adevărat. Înseamnă că da? Da! Degețica, pentru că nu mai ești cât degetul nimănui. Ba chiar ești perfectă. De acum încolo îți vom spune Maia. Regina Maia. Vedeți? Până la urmă nu a trebuit să așteptăm aproape deloc. Știu că e o poveste adevărată, pentru că mi-a spus-o un vechi prieten, Rândunica. Au dublat în limba română actorii Anca Signirean, Corina Cernea, Rin Tripa, Ileana Iurciuc, Iona Brudan, Rodica Suplăcan, Petre Ghimbășan, Richard Valin. Traducerea și adaptarea Sanda Ilieș, regia Ileana Iurciuc și Mirela Corbean. Dublajul a fost realizat pe Zone Studio Oradea.